Biserica Ortodoxă Română cu hramul, adormirea Maicii Domnului din Parohia Ruși, protopopiatul Caransebeș, nu am alt gând decât a lucra pentru mântuirea sufletească a celor încredințați mie. Pentru pașnic, neiubitor de arginți, binechivenisindu-și casa sa, prunci având ascultători cu toată cucernicia, căci de nu știe cineva aș chivernisi casa sa, cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu. Declar apoi că întru toate voi fi supus și ascultător arhiereului meu și dispozițiunilor privitoare la biserică și cler, precum și legilor statului. În sfârșit mă oblig ca de îndată să locuiesc în parohia încredințată mie. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Poruncește, preasfințite stăpâne, spre cel ce vi se aduce înainte, diaconul Moise, spre a fi hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul adormirea Maicii Domnului din parohia Ruji. Acesta pe care ai binevoita să rânduie de mine,
binevoiește să primească acest mare har al Duhului într-o viață curată, credință nestrămutată. Arată-L desăvârșit rob al Tău, bineplăcându-ți întru toate și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească, dăruită Lui de puterea Ta cea mai înainte știutoare, că Ta este stăpânirea, a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel mare, în putere neurmat, în pricepere cel minunat, într-o sfaturi, mai presus decât fiii oamenilor, însuși, Doamne, și prea acesta pe care ai binevoit a intra în treapta preoției, umple-l de darul Sfântului Tău Duh, ca să se facă vrednic a sta fără prihană înaintea jertfelnicului Tău, a propovădui Evanghelia Împărăției Tale, a lucra cu sfințenie cuvântul adevărului Tău, a aduce ție daruri și jertfe duhovnicești, a înnoi pe poporul Tău prin baia nașterii de-a doua, ca și El întâmpinând la a doua venire pe Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul Său, să primească într-o mulțumire bunătății sale plata bunei chivernisiri a dreptății sale, că s-a binecuvântat, s-a preamărit întru tot cinstit de mari cuvințe numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrednic este, vrednic este, vrednic este, vrednic este. Ia vine încoace, Ana, vine încoace. Hai încoace, hai încoace, hai încoace, treci aici. Fotograful unde-i? Aici. Bun, ia. Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcate și de greșelile noastre la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cerem. Noastre neînfruntat în pace și răspuns bun la vigozătoarea judecată lui Hristos să cerem. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat la Domnul să cerem. Înger de pace
Sfințitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcate și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul. Îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șarte de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de... Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Mulțumim Domnului cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și Fiului.